Bun venit, oameni buni, Dragoș Pătraru aici. Înainte de a intra în subiectele pe care le-am pregătit pentru azi și am făcut frumos, promit, vreau să vă povestesc despre momentul băieșne bun pe care l-am avut în această dimineață. Context. Lunea, la prima oră, avem o discuție pe WhatsApp în grupul numit SN Editorial. Raluca, Mihai, Gabriel și eu și după ce ne salutăm, da, încă ne mai salutăm, eu întreb, și avem chestii pentru azi? Și răspunsul vine imediat. Raluca spune, oh, oh, nu știm ce să alegem. Mihai zice, avem, avem, avem frumos. Gabi completează, sunt, sunt, destule. Și asta se întâmplă de foarte mult timp, dinainte să scoatem emisiunea de la TV. De fapt, cred că sunt vreo trei ani cel puțin de când eu nu mă mai uit deloc niciodată la televizor, la știri. Mai ales de când au reașezat ăștia canalele în grilă, naiba știe unde e calupul de televiziuni de știri. Adică eu n-am reușit să ajung niciodată atât de departe. Mă documentez normal, asta e meseria, citind zilnic presă, Newslettere sunt câteva foarte bune, și, în principal, documentul cu subiecte pentru emisiune, alimentat de Elena și Raluca. În jumătate de oră citesc și văd: sunt și linkuri acolo cu video, cu tot ce trebuie, tot ce s-a întâmplat și ar trebui să știu. E, în felul ăsta îmi pot folosi mult mai bine timpul. Că mă tot întreabă unii. Dar de unde ai tu, mă, atât de mult timp? Băi, băi ăsta. Păi simplu, tati. Maximum 30 de minute pe rețele în fiecare zi, zero televizor, faceți un calcul. Rezultă niște ore bune uh -uh, cu care să faci altceva, mult mai bun. Dar să revin. Pentru luni, documentarea o fac duminică seară sau luni la prima oră de când m-am întors însă la școală, duminica e o zi plină cu cursuri. Așa că sunt situații când nu apuc să mă pun la punct cu evenimentele înainte de ședință. Și azi, ne știi nimic din ce s-a întâmplat peste weekend în rahatul ăsta pe care îl numim noi pe nedrept politică, exact când am întrebat și avem chestii, mi-am dat seama că în situația în care sunt eu când nu citesc documentarea pentru emisiune, sunt cei mai mulți dintre români. Că mă tot auziți pe mine aici foarte revoltat uneori, bă, bă, cum e posibil, dar nu se poate așa ceva, cum înghit românii, cum, cât îi mai suportăm pe ăștia? de ce nu suntem cu toții în stradă? Toate isteriile astea pe care le am câteodată și de care încerc să scap pe cuvânt. Mulțumesc pentru înțelegere. E, cred că ăsta e răspunsul. E vorba de raportarea greșită la realitate din partea mea. Realitatea îi ajută pe politicieni. Pentru că foarte mulți români sunt atât de săraci și de ocupați cu supraviețuirea, încât minima informare, a fi la punct cu ceea ce se întâmplă, nu face parte din preocupările lor. Alții, foarte, foarte mulți și ei, nu vor să știe pur și simplu. Unii, deloc puțini, au abandonat sportul ăsta. Și au dat seama că nu-i ajută cu nimic să fie la curent cu ceea ce se întâmplă. Și au devenit apatici până în punctul în care nimic nu-i mai atinge. Mulți dintre români au devenit niște animale. Cum sunt ăștia? Iată! Iată, ca om normal, echipat cu bun simț, n-ai cum să nu te dai cu capul de pereți când vezi astfel de imagini. O fată de 15 ani este lovită de o mașină care nu oprește. Iar apoi alte 8 mașini trec pe lângă victimă. 8 mașini nu opresc. Nu există explicație, scuză pentru așa ceva. Ești doar o persoană mizerabilă când treci pe lângă cineva întins pe jos și nu te gândești să ajuți. Ești un jec de om, n-ai ce căuta într-o societate. Și în acest punct ne aduce lipsa de educație, ca să fie foarte clar. Ca să știm la ce lucrăm atunci când luăm bani de la educație și cumpărăm arme. Și să știți că fix aici, în acest punct, ne vor guvernul, PSD, PNL, Iohannis, chiar Muntele de nesimțire, numit Claus Iohannis, ar fi oprit? <coughs> Și eu. el ar fi fost într-un avion de lux. N-ar fi putut să o oprească. <coughs> ce prost sunt, scuze! Așadar, îi avem pe cei cu foarte multe probleme, pe cei săraci, pe cei care n-au ce să mănânce, pe cei care n-au un acoperiș deasupra capului apoi pe cei lipsiți de educație și de bun simț, pe care îi doare în 14 de ceilalți oameni, și mai sunt, desigur, și ei foarte, foarte mulți, prizonierii din acele bule atent controlate. E situația în care se găsește publicul trecut de 50 de ani, care își ia informațiile de la televiziunile de știri plătite de partide. Acolo, chiar dacă uneori ai revoltă, n-ai reacție. Ai revoltă pe persoană fizică. Și mai scriu oamenii pe Facebook. Atât. Acolo există doar control. Și acestor oameni, captivi, nu le dai clipul cu mașinile care o colesc pe acea fată accidentată. Nu lor le dai în bulă alte accidente, mult mai interesante. Uite de astea. Gigi Becali a ieșit cu mașina în decor și a plecat de la fața locului. Când polițiștii au ajuns acolo, n-au mai găsit pe nimeni în mașină aflată într-un șanț. Da, domne, să aibă lumea ce comenta și dai în buclă porcăria asta. Atenție, nu e ca și cum toți acești oameni despre care am vorbit mai devreme nu s-ar lovi de România permanent. N-ar avea idee ce se întâmplă în jurul lor. Nu. E vorba că eșuăm în a fi o societate, în a fi conștienți că împreună suntem puternici, că doar împreună contăm. Cu condiția să facem asta, să ne unim în jurul unor probleme pe care le vrem rezolvate și să acționăm. Nu vedeți, la noi nu sunt în stare breslele să se unească. Până și sindicatele au ajuns în România să reprezinte mai degrabă interesele guvernului sau pe ale corporațiilor. În condițiile astea, să ți se umfle venele aici, pătrarule, că vai, ce țară, ce conducători, au loc, cât mai suportăm. Ține de prostie, ceea ce nu înseamnă că n-ar trebui să mai vorbim, ci din contră. Problema noastră e că azi, cu tot controlul ăsta guvernamental și cu tot controlul corporațiilor, Problema noastră, deci, e că nu sunt mai mulți, mult mai mulți care să vorbească pe bune despre ceea ce se întâmplă în fiecare zi. Iar aceste bule normale, să le zic, alimentate de spirit civic și de spirit critic, să crească până în acel punct în care devin prea importante pentru a fi ignorate. De-aia e important să susțineți jurnalismul independent, fără de care democrația, hence, nu poate exista. Ok, Iohannis, legea pensiilor, prezidențiabilul penibil numit Ciucă în continuare la starea nației, stați cu noi. Iar cu Iohannis frate, da, iar, iar că poate ne învățăm minte dragilor. Cum o fimă să ardă de plimbare când la tine în casă e jalea de pe pământ. A? Plâng pensionarii în țara asta sub pietre de foame de săptămâna trecută și de frig. Spitalele n-au bani să plătească nici aspirinele. Iau bani de la medicamente ca să-și păstreze personalul. Iar tu, președinte, cred că e timpul să mă urc în avionul de lux și să mă car în turneu în Africa. În Africa! Mă! Președintele Claus Iohannis pleacă într-un turneu de 10 zile în Africa. Scopul turneului este relansarea relațiilor României cu continentul african. Ce mă? Relansarea relațiilor cu continentul african? Dar ce problemă era cu relațiile astea? Ne-au prins africanii că umblam cu alții sau ce? Băi, ca și cum ai nevasta la pat cu febră, 40, copiii rod tocurile de la uși de foame, beau apa de la flori, iar tu te uiți așa în șifonier și zici, hmm, cu ce să mă îmbrac eu, că parcă m-aș duce să văd o piesă de teatru la, la Baia Mare. A, ah, sau să te cari la pește, da. Toată familia în spital, toți sunt lați, chinuiți de urticarie de... și tu te car la pește, tată, vreo săptămână așa. Să te mai uh, destresezi. Da, că stresul ne bagă în pământ pe bune. Aveți o ediție pe acest subiect pe canalul nostru Starea Sănătății. Nu uitați să vă abonați și acolo. Mulțumim. Ok, apropo de avioane. Destin potrivnic și emoții fără sfârșit pentru cei 41 de români evacuați din Gaza care așteaptă repatrierea de peste 48 de ore la Cairo. Avionul militar Helcule trimis să-i aducă din Egipt s-a defectat la aterizare. S-a strigat avionul. Da, am înțeles că nu mai intra într-a patra. C că hr, hr, scotea așa un fum. Nu, 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 nu voia. Nu o lua, nu o lua deloc. Și că vine România să te salveze. Păi România nu se poate salva pe ea. Asta e România de, 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 când o știm. Stă stricată în drum. Dar e foarte tare ce s-a gândit România să facă după ce s-a stricat avionul acolo. O aeronavă spartan este pregătită să plece în Egipt cu piese de schimb. Și ca să nu te enervezi. Trimiteți mă tâmpiții planetei, mai întâi un avion să ia pe oamenii ăia care au scăpat de moarte, 41 de români bombardați timp de o lună. Nu, ei trimit un mecanic cu piese. Băi, Vasilică, deci te duci acolo, vezi despre ce e vorba, da? Mă, dai un fax aici cu situația, dacă mai ai nevoie de piese, cumperi de acolo să te treacă domnii aia pe caie, da? Faraonii, așa? Și plătește domnul Iohannis. Când merge spre Africa, mă, să oprește și... Cât vom continua să fim ridicoli în halul ăsta? Pentru că să ne înțelegem, apropo de ce spuneam la începutul emisiunii, cum sunt românii, așa sunt și conducătorii. Mai știți ce spunea Ciolac în legătură cu acest subiect, cu românii rămași acolo? Nu există zborul umanitar. Nu putem transforma România și companiile românești în crucea roșie. Iată, ei așa gândesc. Sunt ei bine? Dă-i dracu pe ceilalți, mă. Iohannis nu și-a rupe niște sute de mii de la bugetul de milioane să-i aducă pe acei oameni de acolo. Celălalt nesimțit, premierul României, Marcel Ciolacu, spune că ce asta, domnule, există zboruri umanitare, păi ce facem noi aici? Nu, există doar șpăgi umanitare pentru pesediști, fără număr. Apoi adresă Ciolacu, spunând că noi nu lăsăm pe nimeni în urmă, dacă se punctează electoral, nu o lăsăm pe nimeni! PU! Până la sfârșitul lunii septembrie, președinția cheltuise 30 de milioane de lei, adică 3 milioane în plus față de bugetul alocat. La începutul lunii, guvernul a suplimentat bugetul administrației prezidențiale cu peste 7,5 milioane de lei din fondul de rezervă. Iată! Oamenii, cetățenii care mai suportă să se uite la voi, n-au cum să nu facă o comparație. Oamenii văd că Iohannis a primit bani de la guvern ca să plecem în vacanță. Că despre o vacanță e vorba, să ne înțelegem. În condițiile în care România nu mai are bani pentru spitale pe acest final de an. Iar reprezentanții spitalelor zic, domne, punem închis pe ușă. Păi ce facem? Deci, întâiul turist al țării, această rușine de președinte, a cheltuit 30 de milioane până în septembrie și au mai dat, știa, 7,5 milioane. Și sunt în țară zeci de spitale care n-au luat una de un leu la rectificare. Mă rog, nici n-au mai făcut rectificare. E blocată toată țara din această cauză. De la grădinițe, școli și cluburi sportive școlare până la spitale. Iar muntele nostru de nesimțire pleacă în Africa Păi stai mă și tu doar în curte la Cotroceni Vorbește pe Zoom cu oia, refă relațiile Dacă e atât de groasă, nu? E groasă doar pentru noi și pentru copiii noștri? Doar pentru prostime, pentru populime? Mergi și tu cu autobuzul nu știu, eu mă întreb cum s-a uitat Iohannis seara în oglindă fără să intre în pământ de rușine. Și el și oglindă. Da, vedeți? Vedeți? Iar sunt prost. Pentru că presupun greșit că acest om ar avea conștiință, bun simț, de astea, de ale oamenilor. Ca în Institutul Marius Nasta nu mai are bani de salarii, în timp ce Spitalul Clinic de Urgență Bactusar Arseni este la un pas să rămână fără fonduri pentru medicamentele și materialele sanitare. Medicii fac un apel disperat și spun că spitalele vor intra în colaps dacă nu se va găsi rapid o soluție. Chiar avertizează că ar putea muri pacienții. Mor oameni, atenție! Oameni care mai au zile. Ei sunt omorâți de lipsurile din sistem. Iar ăsta pleacă, mă, să urcă într-o și iuhu, papa, avion cu motor, ia mă și pe mine în zbor. Trece și pe la Sibiu să o luăm pe doamna Carmen și apoi Africa. Cât de desprins de realitate să fii? Ce altă definiție ar fi mai potrivită pentru nesimțire, nu? Și acum o discuție pe treaba asta cu spitalele. Bă, ok, înainte ne lua iarna pe nepregătite, nu? S-a lăsat și ea din ce vedem, a văzut că n-are cu cine. Dar cum să te ia pe nepregătite faptul că lași spitalele fără una de leu? Adică știi cât te costă toate astea lunar? Ai toate datele. Din moment ce știi cât trebuie să dai lunar, minim. Cum poți să zici la un moment, a, apropo, să știți că pe noiembrie și decembrie vedeți că nu vă mai dăm niciun ban. Mă, cum vine asta? Cel mai mare spital de neurochirurgie din țară, Bactazar Arseni, este deja în colaps. Asta după ce pentru luna noiembrie are doar 3 milioane de lei alocați, iar pentru decembrie nu mai mult de 300 de lei. Și la Institutul Marius Nasta sunt probleme. Medicii sunt la un pas să nu-și primească salariile în această lună, deși conducerea a luat din banii de medicamente pentru a-și păstra personalul. în imposibilitatea de plată. 300 de lei? Păi săracul spital, dacă se îmbolnăvește el însuși mai rău și merge la alt spital să se caute, n-are bani nici de șpagă să dea la portar, să intre. Despre ce vorbim? Vorbeam mai devreme cu un coleg care îmi spunea că are alocat 300 de lei sau 400 de lei pentru luna decembrie și i-am spus că se poate și mai rău cu 100 de lei. Deci, practic, ne spuneți că în acest moment, pentru decembrie, Suma alocată pentru Spitalul Colțea este de 100 de lei. Suma de unde alocată? De la Casa Națională de, la Casa Națională de Sănătate. De... Da. Și normal că zici, bă, nare cum să fie reală treaba asta. Băie, e, foarte reală. Dacă îl întrebi pe Ciolacu, zice, dăm, o să dăm, am eu fondul de rezervă. Să văd ce a mai rămas acolo, pe, pe, pe fundul fondului. Avem, vedem, rezolvăm. A, a. Unu. De ce trebuie să urlăm că nu avem când știți foarte bine că nu avem pentru că nu ne-ați dat? Și doi, de ce pare că trebuie să ne milogim așa iar tu scoți de undeva de în fund niște bani și fonați și ni arunci pe jos? Luați-mă firația e dreacu. Că numai să cer și sunteți în stare. Altfel să știți că există bani. Iată un articol din Libertatea. Hala cu palmierea lui Negoiță costă în jur de 140 de milioane de euro, mai mult decât toate cele trei spitale noi construite după colectiv. Sper, la fel, sper din tot sufletul ca această știre să fie o minciună, un fake. Altfel, e ca o crimă. Să bagi acest munte de bani în palmier, când noi vorbim zi de zi că nu sunt bani de pastile, se amână operații, mor oameni. Băie, e inuman de-a dreptul. 133 de milioane de euro pentru un mol care ar include sediul primăriei și un centru pentru evenimente. Primăria în mall, Fix mintea unuia ca Robert Negoiță. Omul are probleme grave de tot. Dar iată, Lumea se ferește să spună asta. Se lingea cu niște arbori exotice, acum câteva luni în centru capitalei, ziceai că e un adolescent în călduri. Despre ce vorbim? Am florit și arată superb și aici la fel. Ia uitați ce flori frumoase asta, acum se deschide floarea asta. O frumusețe, o frumusețe aceste plante. Nino, Nino, băiatul e papa și are pe mână sute de milioane de euro și alegătorii n-au nimic de zis. Atenție! În capitală, da? Unde se presupune că, vai de mine, dă-te mai încolo atâta civilizație, atâta educație, atâția oameni care... Pf, vax! Doamne, ce peisaj! Un președinte care abia așteaptă să zboare cu avioane de lux vine în țară doar ca să mai ia niște bani și să facă plinul la avion, mai iudă doamna Carmen florile și viz, decolarea, apoi un guvern care zice a, vedeți că de mâine nu mai dăm banii pentru spitale, pentru școli, pentru, pentru nimic. Băi, ești nebun, cum nu mai dai bani pentru spitale? Și altfel, iată, tot felul de primar duși cu pluta care visează să aibă primăria într-un mol. Dar nu-i bine ce fac ăștia. A, au, 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 chiar? I-ați văzut pe frații Tunet? Mai de mine. Ca să înțelegeți cum va arăta viitorul și cât de fragilă a devenit realitatea. Sau cum se poate transforma, încă o dată, presa. Pentru că va trebui să te lupți cu așa ceva în numele adevărului. Iată. <fixi> N-am nicio nevoie, dar ăla de la Țambal, bun, foarte bun, tată. E bine ați venit în noua mizerie electorală. Asta urmează. Prezinți declarații cu cine vrei tu, întâlniri între cine și cine ai tu chef. Vom vedea clipuri cu Ciolacu spunând că abia așteaptă să ajungă acasă să omoare niște copii. Ciucă va povesti în fiecare zi cum violează șobolan toată noaptea. Ne va fi tot mai greu să facem această diferență dintre realitate și fake. În viitorul foarte apropiat să ne înțelegem. Gen peste trei ore. Până atunci, realitatea ne oferă și ea momente care par fake. Pentru că nu te gândești că cineva ar putea să facă așa ceva. Liderul PNL s-a plimbat printre tarabele din piață, în șileu Silvaniei, și într-un exercițiu de imagine a cumpărat de alegurii de la producătorii locali. Și nu a fost singur, ci alături de colegii săi de la vârful PNL, Lucian Bode și Rareș Bogdan. Da, oameni buni, l-au scos pe urs la aer liberalii vor să afle dacă Ciucanezu are puterea să treacă de 5% în sondaje și atunci îl mai aerisesc, așa, îl mai scot la răcoare, să nu ciucă, știm cu toții, cred că știe și el, că de transpiră când vorbește în public. E moartea pasiunii. Uitați-vă la el. Zici că e atent să nu fie furat la bani. Și pe altul, ia uitați ce miros are pătrunjelul adevărat. Bă, în România crește pătrunjel adevărat nebunule pe marginea drumului. Va stâmpi de tot. Și pătrunjelul miroase, tot, așa e el. Unde dracului o fi văzut arești, Bogdan, pătrunjel fake? Lasă ceapa, lasă pătrunjelul nebunule, zidă Rolex-ul ăla de 30.000 de la mână. L-ai luat în salariu, mă, muncă cinstită. Holo! Dar de la ce furnică să fi făcut transplant de creier ca să vin piață printre oameni normali, într-o acțiune de campanie, în clar, cu Rolex la mână? Adică știm că sunteți niște lipitori electorale și că vă frecați de oamenii săraci pentru că e campanie. Dar măcar dați-vă jos banii de pe voi, bă, luxul, opulența, foloasele necuvenite. Că despre asta e vorba. Dar nu puteți, a? Și ce ținută are domnul Rareș? Ce cocalar! Dar cum n-ai ca partid să ieși printre oameni cu, cu bode, cu ciucă? Două găluște mute și analfabete care au carisma râtului de porc plutind în ciorbă. Haideți bă să fim serioși! Altfel, cred că am zis de 10 ore, altfel în emisiunea asta, țara merge foarte bine. Foarte, foarte bine. Uite, e oficial că procurorii sunt deasupra legii. Și polițiștii din România nu s-au dus să-i felicite pe cei de la CSM după decizia asta. Daniel Horodnicianu, vicepreședintele CSM, a fost iertat de colegii lui după ce i-a certat pe polițiștii care l-au în trafic. De ce să mai respectăm legile în țara asta? Nu, serios, ce sens are? Deci Horodnicianu, de fapt, nici nu contează numele. Funcția e importantă. Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, cea mai înaltă instanță din justiția acestei țări, a scăpat de cercetare, după ce secția pentru procurori în materie disciplinară a CSM-ului a respins marți acțiunea disciplinară inițiată de inspecția judiciară împotriva lui Horodnician. În ce caz? În cazul ăla din vară ăsta. Lăsați-vă termin. Cine sunteți? Sunt procuror șef Horodncean, la crimă organizate. Nu mă cunoașteți? Nu dar de ce nu mă cunoașteți are? Nu mă cunoașteți. De vă, vă spun, nu știți cu cine mă mă vorbim. Bine. Nu, da, suntem, bine. Bine. suntem foarte scrofuloși la datorii. Vede. Deci, vă învăț să vă faci treaba sau ce? În rest, nu văd cum ați putea să aveți cu pe ăsta cu un procuror. procuror. Eu oricum mâine mă duc mă văd cu cât la. Nu are voie să poate așa ceva. Dar ce faceți dumneavoastră la Faceți pe strada principală dintr-un sat? Nu, no, domnule. Asta face? Dacă vreți să vă spunem, da. Vreau să-mi spuneți, da. Ei, nu trebuie să vă răspund. Am să vorbesc cu șeful IPJ-ului. Eu sunt în măsură să fac orice. Știe toată lumea cazul cu Horodnicianu amenințându-i pe polițiștii care l opriseră în trafic că o să vorbească el cu șeful și... Că de ce nu știu ei cine este el? Ce a văzut o țară întreagă atunci? A văzut un gherțoi care se comportă ca un baron local, un individ care n-ar trebui să fie nici măturător la CSM. Dar mi-te dita mai vicepreședintele. Deși aici îi jignesc foarte tare pe oamenii care fac curățenie. Individul este o ilegalitate ambulantă. Și mai ales un închipuit care crede că noi cetățenii îi datorăm chestii lui pe persoană fizică. Uite, dacă n-ar fi fost hodorong trongnicianul ăsta, ar fi fost jale, da. Polițiștii s-ar fi bătut cu urși pe resturile din tomberoane, la munte. Da? Din cauza mea, dumneavoastră aveți undeva un 5% la salariu. Nu adică, înțeles, din în favoarea dumneavoastră. Da? Eu am vorbit cu ministrul Oprea în 2016 și dumneavoastră ați luat 5%. Dacă era polițist, dar nu cred. Dar că da? dumneavoastră, nu datorită dumneavoastră, din cauza dumneavoastră. Datorită, da. Frumos! I-a ar merita un, un bonus, să-i zicem bonusul datorită. Și să-i se să dea lună de lună, acolo, niște sute de lei. Merită rămâne în istorie treaba asta. Acum, eu nu vreau să dau idei, sau poate că vreau, dar uh, aș abuza ca polițist și eu un pic de funcție. Adică, na, dacă procurorii pot, aș decide așa împreună cu colegii, nu știu, pe de sindicat sau... Și i-aș opri pe judecătorii ăștia în fiecare zi, timp de un an. Așa, să le fac zile fripte. La mișto, la mișto, da, actele vă rog, mai o fiolă, mai un test antidrog, ta na na na, -na. Sigur sunt unul doi pe acolo. Mai o trusă medicală, presiunea neuri, ia uite că farul ăsta nu știu ce are, aolo, s-a zgâria mașina, cartea de salvare, schița mașinii, stai să verific actele și stai câte o oră în mașină, te faci că scrii. De ce ai stat, doamne, atât de mult o oră că am întârziat? Știți, noi polițiștii mai tâmpiți, așa, mai <gânghe> scrie, băi, greu. Numai de astea le-aș face. Dar să nu faceți așa ceva. Sunt nicio formă, sunt nicio formă. Acum, singura variantă cu pensiile ar fi să se desfințeze. Pentru că nici nu mai știm ce sunt, la ce folosesc, de ce sunt bune la casa omului, cum să zice. Ați văzut, probabil, s-a aprobat ordonanța cu măririle de pensii. În 2024 vor avea loc două majorări ale pensiilor, indexarea cu rata inflației la 1 ianuarie și recalcularea de la 1 septembrie. Nu știu vouă, dar mie mi aproape scârbă să văd că au trecut 33 de ani de discuții și problema se pune la fel de greșit. Nu știu, Mie și așa să mai vorbesc despre acest subiect, însă mor bătrâni în fiecare zi. Și sunt sigur că din cauza lipsei banilor, nu încape îndoială. Așa că să discutăm. Pensii, deci. Circul pensiilor, bla, bla, bla. Că mai scriu unii. Băi, nu mai dați cu pensiile. Că nu sunt pensionarii aici pe net. Pensionarii sunt la televizor. Voi nu mai sunteți la televizor. Păi, Credeți că vorbim despre pensii doar pentru pensionari? Vedeți, cred că mulți dintre ăștia care îmi scriu așa ceva sunt dintre ăia care trec pe lângă oameni loviți de mașină și nu opresc să vadă ce s-a întâmplat. Oameni pe care îi doare la spate că părinții, bunicilor, vecinilor sunt batjocoriți de acest stat și ținuți în foame și în frig. Altfel, multor ale iese patriotismul până asta. Ministrul de Finanțe a refuzat să semneze avizele necesare pentru noua legea pensiilor. Marcel Boloș susține că pentru această măsură ar fi nevoie de majorări de taxe și impozite. E, așa e el, un ministru mai supărăcios, a transmis premierul. Nu știu, ei probabil au impresia că sunt uh, interesanți când fac rahaturile astea. Dar tot ce fac e să demonstreze că sunt proști. Vă dați seama ce incapabili fac parte din acest guvern și ce haos e acolo dacă ministrul de finanțe habar n-avea în ședința de guvern ce conține ordonanța. Deci ei n-au făcut calcule înainte, împreună, bă, cu ministrul muncii, cu ministrul de finanțe, cu... nu. Ei s-au adunat 20 de incapabili și boloși a văzut atunci niște cifre. A, o că e prea mult. E prea mult, nu avem atâția bani. Da, și semnează răspopitul, a zis celălalt Marcel. Nu, nu semnez nici dacă îmi tăiați o mână. Bă, tăiem o mână și un picior. Bine, ok, unde semnez? Cam așa a fost discuția, cred. Boloș n-a semnat, dar l-au amenințat și apoi a semnat. Cei 4,7 milioane de pensionari ar trebui să primească la începutul fiecărui an o majorare de 13,8% în raport cu rata inflației și cu salariul mediu brut. Și acum, ca să înțelegem că părem cu toții tâmpiți, creșterea asta cu inflația e conform legii. Nu avem de-a face acum cu o majorare a pensiilor. Nu! Este doar o încercare de a recupera din ce s-a pierdut. Adică niște pensii foarte mici au fost micșorate și mai mult de inflație. Întrebare. Toți imbecilii ăștia care își zic de dreapta și care urlă Domne, domne, nu sunt bani, domne, de unde bani? Păi distrugem bugetul, țara, viitorul. Deci acești imbecili văd ca normal reversul? Reversul fiind, domne, suspendăm legea cu indexarea, cu inflația și aia e. Cine moare să moară. Cine prinde primăvara, stă la soare și aia e. Ia vitamina D, a mai păcălit moartea un an. Sau cum? Nu, întreb foarte sincer. Vreau să aflu. Eu nu am prins niciun bunic în viață și acum nu mai am părinți în viață. Dacă dumneavoastră credeți că trebuie să continuăm o pensie medie de 1980 de lei, vă anunț că nu se mai poate. Este inuman. Am făcut acest proiect cu gândul că românii trebuie să aibă parte de el, de el și că românii trebuie să simtă faptul că îi respectăm. Îți vine să vomiți normal când îi vezi pe deliranții ăștia de la PSD. Ce domne, adică... Adică părinții și bunicii noștri nu merită și ei un pănuț acolo la, la, pensia aia. Ală! Marcele, șez blând, nu te mai tăvăli prin patetisme ieftine precum gogoașa pe zahăr pudră sau precum porcul pe rahat sau ca, mă rog, ai înțeles. Întrebarea asta e cât se poate de importantă și trebuie să răspundeți, bă, să explicați. Calm, la tablă, cum vă place vouă când vă lăudați cu nimic, cu date, cu grafice, cu studii, cu tot ce trebuie. De unde veți face rost de acești bani? Mai bună colectare, o mai mică evaziune fiscală, sigur, și înțelepciune. Cum, cum, drăguță? Deci, practic, veți face de-acu' ce nu se reușește de 33 de ani în România? Colectare mai bună, evaziune mai mică... Deci, canci, nu știți de unde vin acești bani. De fapt, sunteți siguri că nu vor veni. Că nu-i vom avea. Cât despre partea aia cu înțelepciunea, e suficient să vă ascultăm câteva minute ca să ne dăm seama că. Dar aici voiam să ajung cu discuția. Unii zic, nu creștem nimic pentru că nu avem bani, distrugem țara, a luat-o razna. Alții spun, vai, părinții noștri, bunicii, hai să mărim. Rămânem deci, iată, în acest model prost de gândire. Nu dăm pentru că nu sunt bani sau dăm chiar dacă nu avem bani. Și aici ar fi de comentat așa, domne, dacă nu sunt bani să salvăm de la moarte niște pensionari, mulți, atunci hai să o terminăm cu țara asta. Hai să închidem. Poate că nu sunt bani pentru că de 33 de ani suntem conduși de tâmpiți? Există varianta asta, nu? Sau, sau, Poate că nu sunt bani pentru că de fiecare dată gândim prost bugetul și taxăm aiurea și nu știm cum să aducem, să colectăm bani la buget. Pentru că ne place să pupăm în fund bogații și să-i căsăpim totdeauna pe săraci. Ne place să lingem la multinaționalele care fac profit record an de an și să-i cocoșăm pe cei cu firme mici, mijlocii. E mult, foarte mult de discutat aici despre taxare. Când aud de fiecare dată colectare mai bună, mă gândesc la perioada în care am condus și eu un guvern și era același lucru. Gândim că o să apară așa o minune, mare atenție la această chestiune, să nu trăim în iluzii. Da, mă tem că singura iluzie e asta. Trăim cu iluzia că în România vor fi pensii și salarii care nu te condamnă la sărăcie, boli și moarte prematură. Asta e o iluzie. Nu, România nu poate asigura supraviețuirea bătrânilor. Peste un milion de bătrâni sunt astăzi infometați și umiliți. Că mă ceartă unii, că indem pe cei care mă întreabă dacă să plece sau nu din țară, că le zic duceți-vă. Bă, dacă îți propui să ai o bătrânețe de om, nu de animal, Parcă decizia de a pleca la 18, 20, 25, 30 de ani vine, vine cumva normal, nu? ah, ah, paranteză. Să nu uităm că e ok să plecăm noi ca să ne căutăm o viață mai bună în țări care ne respectă, dar când e să vină alții pe aici în căutarea unei vieți mai bune, ce caută domne ăștia aici? Păi vin peste noi! Ne strică fibra noastră națională de popor, vorba aia. Să stea la ei acolo, da? Ce noi am pus să se nască printre bombe? Da, din păcate, foarte mulți români sunt tâmpiți în felul ăsta. Altfel, e cum spune Neamanole de la BNR. De acolo, de la căldurică și caviar cu 15.000 de euro pe lună sau cât o mai avea el, leafa. Rezumând, pentru mine așa se pune problema. Când femeii și BNR și opoziția spun nu sunt bani de mărit pensii, e ca și cum ar spune România trebuie să lase să moară un milion de pensionari. Punct. De cealaltă parte, când Ciolacu spune mărim că sunt bunicii noștri, nebunilor ce sunteți, vreți să nu? Ei bine, ăsta e doar un populism foarte ieftin. Pentru că pe doare în fund. El promite orice acum, mărește orice, doar ca să ajungă la cotroceni. După aia, ce mai contează că se prăbușește bugetul, că va veni femeiu, că vor fi disponibilizări și așa mai departe? Să se ocupe premierul care va fi atunci, nu? Nu știu dacă este Marcel Boloș astăzi în sală, dar mă bucur mult că ați avut întâlnirea ieri pentru că Marcel a reușit până la urmă și s-a străduit pentru acest lucru să-mi ia fața și să devină un fel de păpușă vudu în care toată lumea în fiecare zi trebuia să-l înțepe. Eu nu am să-l înțep niciodată pe Marcel Boloș. Ah, ah, ah. Scuze, iată, ciolacul aici chiar linge la domnul Boloș. Ceea ce e... A, devenit porno de-a dreptul. Ce fac ăștia? Abține-te, omule. vomi o țară întreagă. Ți-ai pierdut vuduul rațiunii. Ce ai? Auzi, nu o să-l înțepe pe celălalt Marcel niciodată. Să nu uităm de această declarație atunci când Ciolacu îl va înțepa pe Boloș, că o să se întâmple, da? Nu sunt problemele mele. E, hai, că ne-a ieșit din nou o emisiune plină de, de optimism, de... Nu? Ce să zic? Ne mai vedem! Aveți grijă de voi că România dăunează din ce în ce mai grav vieții. Nu uitați de magazinul nostru, de pe www.starenatiei.ro/magazin. Avem acolo cafea proaspăt prăjită la noi la fabrică, o cafea de specialitate extraordinară și ceai organic de excepție.